Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea bebelu.ro. Eu sunt Mihaela Călin, redactor șef la bebelu.ro și astăzi am alături de mine pe Andreea Olteanu, psiholog clinician specialist și psihoterapeut. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit, Mihaela! Mă bucur că ai acceptat invitația. Pe Andreea am cunoscut-o la un loc de joacă, la un spectacol, de fapt, era mai un mult decât un, pentru copii, da, un spectacol pentru copii, are și o fetiță. Hai să te prezentăm prietenilor noștri, să ne spui câte ceva despre tine, despre pregătirea ta profesională, de când activezi în domeniul parenting, știu că te ocupi și cu cercetare, mai da, nou. Da, eu sunt doctor în psihologia dezvoltării copilului și a familiei. Am mai multe specializări în domeniul clinicii și a psihoterapiei, dintre care este cea dedicată copilului, cuplului și a familiei. Cea mai predau la post-universitar cursuri de terapia copilului de grup și de cuplu și intervenția clinică la copilul cu tulburări. Și ești mămica unei fetițe. Da, și cel mai important că sunt mămica unei fetiței de 1 an și 4 luni. Care o fetiță minunată care mă provoacă și profesional, dar și în plan personal să mă dezvolt, să cresc. Da. Deci probabil că le spui și părinților la cursurile tale despre experiența ta. Da. De la experiența mea directă pleacă tot. Da, este foarte important să și treci prin toate lucrurile acestea. Da. Acum știu că susții atelierul pentru părinți Jocuri, Reguli și Ritualuri. Ce înseamnă joc, ce înseamnă reguli, ce înseamnă ritualuri? Da. Eu sunt președintele Asociației pentru Dezvoltarea Copilului și a Familiei. Iar această asociație a pornit foarte mult la dorința de a ne implica, apropo de titulaturi, că sunt destul de multe, de multe ori renunț să le enumăr pe toate. Iar am plecat la dorința de a susține copiii și familie din România, pentru că psihologia a fost un domeniu neglijat pe vremea lui Ceaușescu. Așa cum bine știi, psihologii au fost trimiși să facă diverse lucruri în afară de canal, să meargă la deratizare, să împacheteze și plicuri de ceai, cei mai norocoși, doamnele cele mai norocoase. Și după Revoluție, seniorii psihologi au depus foarte multe eforturi să readucă psihologia. Și mentalitatea oamenilor. Și mentalitatea oamenilor, da. Psihologia copilului a fost mai slab reprezentată ca și domeniu, pentru că lupta a fost pentru psihologia socială, psihologia adultului, psihoterapia adultului. Și se simte deja la nivelul cultural o lipsă a psihoeducației. Acum deja am depășit perioada de tranziție, sunt foarte mulți psihologi care au reușit să se formeze în țară, în afară și să implementeze, chiar și prin intermediul emisiunilor voastre, la ateliere, cursuri de parenting, să implementeze și să schimbe puțin mentalitatea. Și noi, prin asociația noastră, dorim să facem acest lucru, așa că am pornit a face un pic de psihoeducație părinților. Și au fost foarte receptivi. Da, este o nevoie foarte mare. Este o nevoie foarte mare de a cunoaște. De a-ți înțelege copilul mai bine. De a-ți înțelege copilul și foarte mult de a-ți înțelege ție postura de părinte. Că totul pleacă de la relația ta cu tine. Da. Poți să oferi celuilalt și cel mic de lângă tine lucruri numai dacă tu ai ce să oferi. Întâi ți le oferi ție și apoi celuilalt. Dacă ți le accepti. Trebuie să le și accepti, da. Și cum a venit atelierul acesta? Cum a luat ființă? Deci a fost o propunere într-un consiliu al asociației noastre. Oana Mașoiu, care este lector universitar la psihopedagogie, ne-a spus ok, trebuie să facem mai multe ateliere. Ne-a fost, îndemnul ei și pur și simplu a ieșit. A trebuit să facem un atelier care ar fi spontan, a fost Jocul, Reguli și Ritualuri, pentru că jocul este maniera în care copilul cunoaște lumea în primii ani. De la 0 la 7 ani este vorba de explorare și de cunoaștere prin intermediul corpului, a jocului, a manipulării obiectelor. Și jocul este modalitatea prin care el cunoaște serios, cercetează, experimentează și cunoaște deci chiar până serios. Până la 7 ani nu mă așteptam să fie o perioadă atât de lungă în care jocul să aibă un rol atât de important. Da, are și vârsta de 7 ani.
Da, și până la 12 ani, jocul are un rol foarte important și este foarte important dacă rolul este făcut, jocul acesta este făcut împreună cu părinții. Am zis până la 7 ani că până la 7 ani el are un impact maxim dacă este realizat, dacă părinții sunt alături și este realizat împreună cu părinții. Deci trebuie să fie acolo, nu doar să joace singur copilul, ci părintele trebuie să-l coordoneze sau să-i arate cum. Părintele trebuie să fie prezent și să se bucure de joc. Și atelierul ăsta a fost dedicat părinților, pentru că noi am fost o generație care ne-am jucat foarte mult social, dar nu am avut parte de jucării, nu am avut foarte mult parte de explorare senzorială complexă, cum sunt cerințele acum, să zic, cel puțin declarate. Dar, și ne-am jucat mai mult singuri, nici părinții ne-am n-au. Ne-am jucat mai mult singuri și am fost niște generații, acum vorbesc de cele dinainte, mai triste. Acum, după, generațiile astea de tineri sunt foarte vesele și adică generațiile care, cum sunt copiii noștri, așa? Da, sau cei care deja acum au 20 de ani și sunt primii după revoluție, care nici nu știu cum a fost înainte. Dar toți avem nevoie să ne jucăm, pentru că la rândul nostru am avut părinți care nu știau să se joace. Și chiar dacă copilul este provocativ și își dorește foarte mult să participe și dorește să fie în relație cu tine și comunicarea lui, pentru că nu are achiziționat limbajul până la 3 ani și 6 luni, este prin intermediul gesturilor al jocului, are nevoie de un partener. Comunică și prin plânse, da, multe prin plâns, da. Și să trecem după jocuri, vin regulile și ritualurile. Da, sunt foarte importante regulile. Jocul are reguli și jocul are reguli în principal pentru părinți. Când am prezentat workshop-ul, a fost o listă întreagă de reguli pentru părinți și trei reguli mici pentru copii. Care erau cele trei pentru copii, că sunt mai scurte. Da, dacă vrei, ți le spun acum. Eu consider că sunt mai importante cele pentru părinți. Dar păi hai să nu te pun să pui toată lista, da, că e prea lungă. Pot să le spun și pe acelea. Regulile pentru copii, n-aș porni de la ele neapărat, pentru că e mai important să înțeleagă părintele rolul lui. Dar copilul în timpul jocului, în spațiu clar definit pentru joc, poate să facă ceea ce vrea. Doar nu trebuie să se rănească, nu trebuie să rănească pe părinte sau pe alt participant la joc și să nu strice intenționat lucrul. Dar noi nu îi spunem lui intenționat. Da. Acel intenționat. Da. Da, ai observat și tu că acum, la un an și ceva, un an jumătate, copiii nu prea, uite, când avea Cezar un an jumătate, se ducea în parc și copiii făceau o formă de nisip. El se ducea și le strica. Deci ăsta era jocul lui, știi? Da, eu sunt faze diferite. Acum regulile astea le spunem. Adică nu pot să spun că le făcea intenționat. Ăsta era jocul lui. Da, regulile acestea sunt deja, putem să-i spunem, să punem niște reguli în copil deja în momentul în care el are achiziționat limbajul și înțelege. De-aia spuneam că sunt mai importante pentru părinte. Că până la vârstele mici, până de la 0 la 3 ani, nu avem ce reguli să impunem. Bine, aia cu să nu te rănești și să nu rănești pe ceilalți. Da, putem opri jocul, să fim fermi, dar important e cum îl provocăm și important este cum suntem noi prezenți în joc. Și care sunt regulile pentru părinți? Măcar o parte din lista aia lungă. Da, regulile pentru părinți sunt următoarele și cele, nu o să spun toate, ci că exact cum spui tu, o parte aceea de a fi disponibil pentru joc. Dacă nu ai starea necesară, ia-ți o mică pauză sau amână jocul respectiv până la un moment în care știi sigur că te vei juca cu copilul. E important să fii prezent. Nu doar să fii acolo, ci nu să doar fii să cu fii fizic prezent, ci să fii chiar implicat. Este foarte important să îl urmărești mimic și pantomimic pe copil, să te bucuri de el, să nu faci lucruri în locul lui, ci să-l susții, să ai răbdare. Nu poate să facă toate lucrurile, acum depinde de vârstă. Da. Să nu îl compari cu alți copii, să nu îl critici în timpul jocului. Alte lucruri pe care trebuie să-i spui foarte bine, ne-am jucat, dar uite, te uiți în cameră, nu ți-ai strâns lucrurile. Nu e momentul să-i spui lucrul acela în timpul jocului. Să delimitezi foarte clar timpul de joc și cel mai mult să te distrezi. Și am uitat să închizi televizorul și telefonul mobil. Foarte important. Nu, toată lumea, că acum este perioada de joacă și
te joci efectiv, da. Foarte drăguț. Și atunci copiii sunt foarte implicați și ei în joc, dacă văd că și părintele este acolo 100% pentru el. Da. De la ce vârstă părinții ar trebui să învețe pe cei mici ce înseamnă regulile și ritualurile? Acum și ce se întâmplă? Există niște reguli și ritualuri de la 0 luni, care nu sunt declarate, dar copilul se simte securizat când știe că acum are mâncărica, acum are băița, după aceea plimbarea în parc, pe urmă vine bunica în vizită, toate lucrurile care sunt repetitive îi creează lui un sentiment de siguranță și de ancorare în viața de familie, mai ales că el nu are dimensiunea asta temporală. Iar lucrurile, ritualurile, regulile și ritualurile simple, da, de hrană, de toaletare, lucrurile de distracție și timpul petrecut cu părinții sau cu alte persoane din familie, îl fac pe el să se simtă în siguranță. Acum, pentru copilul mai mare, depinde și de momentul în care el achiziționează limbajul, regulile familiei sunt foarte importante. Uite cum ai spus de regula aia, să nu strici un joc cu altui copil, de exemplu, sau un joc intenționat, sau cam de la ce vârstă ar trebui să înțeleagă copiii sau să-i explici că nu ar trebui să facă asta. Eu cred că după vârsta de 3 ani și 6 luni, dar asta este în funcție de fiecare copil. Depinde de nivelul lui de dezvoltare, pentru că una este vârsta cronologică și una este vârsta lui reală de dezvoltare. Și acum vorbim de timp diferit și la fete și la băiați. Pentru că la noi, în testele psihologice, ca băiatul să fie, fata și băiatul să aibă aceeași vârstă cronologică sau cam același nivel de dezvoltare, fata trebuie să aibă, să facă dublu de răspunsuri corecte decât face băiatul. Da? După aceea ele se egalizează pentru că au ritmuri diferite în dezvoltare. Nu există, nu este același ritm. Și atunci trebuie să vezi când este pregătit copilul. În prima fază, el atunci când strigă obiectele, este important să-l lași. Trebuie să înțeleagă că asta este o zonă care nu strică, dar zona de permisivitate, să-l pui în situația de a explora și a strica, a modela lucruri, trebuie să fie un pic mai mare la vârstele mici, chiar până și la 4 ani, 4 ani și jumătate. Acum este important felul în care el strică lucrurile, că în prima fază el are, cu cât copilul strică mai mult lucrurile, cu atât este semn că el este mai inteligent. Și dacă noi avem ca și criteriu, de exemplu, dacă ne spune copilul meu este foarte cu minte, e ca o fată cu minte, unde îl așez acolo stă, jucăriile sunt în ordine, n-a stricat o jucărie. Pentru noi, ca și specialiști, este un semn de întrebare. Semn de întrebare. Da. La fel cum și a început să spună minciunele. Este un semn de inteligență și de dezvoltare normală a copilului. La fel și stricatul lucrurilor este un semn de inteligență și de nevoie de a explora activ lumea. Chiar la ce vârstă începe să fabuleze sau cum fabuleze pe la minciune? Da, 3 ani și jumătate, 4 uite, ani. Uite, de exemplu... Depinde de când achiziționează limbajul, dar sunt copii și mai precoce care au un limbaj achiziționat și pot să înceapă și de la 2 ani și ceva. Depinde de copil. Da, uite, pe Cezar care are acum 2 ani și 3 luni, el răspunde foarte mult cu da, știi? Și pune întrebări contradictorii și răspunde tot cu da. Adică nu pot să spun că minte, dar răspunde da. Ai fost afară astăzi? Da. Nu e așa că n-ai fost afară? Da. Da, bine, sunt lucruri diferite. Da. Este lui la îndemână să folosească acest cuvânt. A observat că și fetița mea spune la când o întreb, spune un da hotărât, nu l-a învățat. Dar a observat ce reacție trezește noi acel da. Și îl folosește mai des, fără să diferențieze verbal. Da, poate în interiorul lui este foarte clar, da și nu, poate, dar nu... Bine, când trebuie să spună nu, știe să spună nu. Da. Dar are momentele. Oricum, noi suntem foarte afectiți, rezonăm foarte bine cu daul, cu acceptarea și copilul a observat lucrul ăsta. Se amuză și el când spune tot timpul. Da. Trebuie, nu știu, o chestie care n-a aflat niciodată. Zic, știi ce este un dinozaur? Da! Ce este? Nu mai răspunde. Da. Știi ce este? Un astronaut? Da! E foarte încântat așa când spune da.
Revenind la, vrei să mai spui ceva? Da, vreau să spun de reguli. La un moment dat, regulile, e foarte important, regulile sunt legate de ritualuri. Regulile sunt acele concepte, să spun, convenții pe care noi le agreăm în familie, că le facem, că nu le facem, iar ritualurile pot fi modul în care aceste reguli se aplică. Unul din ritualurile cele mai importante este de a avea o întâlnire săptămânală cu copiii. O întâlnire de familie, care întâi este plăcută, sunt prezenți toți membrii familiei, bem un ceai sau o cacao cu lapte, ceva care le place, un suc, petrecem maxim jumătate de oră, depinde de vârsta lor, când sunt mici și maxim o oră și jumătate când sunt mai mari, într-un mod plăcut. Asta poate să fie un ritual. Iar în acest ritual deschidem canalele de comunicare între noi și copil, că astea sunt foarte importante. Adică la noi la curs, până să ajungem la jocuri, am discutat despre cum comunicăm întâi cu noi, cu partenerul, apoi cu copilul. Da. Da. Și după ce deschidem canalele de comunicare, stabilim de comun acord niște convenții. Există niște reguli pentru mama, pentru tata și pentru copil. E adevărat că noi ca părinți ne întâlnim mai devreme de această întâlnire. E bine să existe și în cuplu o întâlnire cel puțin săptămânală în care să convenim clar care sunt valorile noastre comune, care sunt lucrurile pe care vrem să le obținem. Tu faci asta acasă? O dată pe săptămână? Totdeauna am spus că partenerul meu de viață m-a ajutat foarte mult, le spun pacienților mei, să devin un foarte bun terapeut de cuplu și mai ales să înțeleg problemele de comunicare. Da. Deci vă întâlniți și da, comunicați da. Tot timpul. Da. Nu m-am gândit că ar trebui, adică e viața cotidiană, oricum te întâlnești zilnic cu toți membrii familiei, nu m-am gândit să ai o întâlnire de asta doar să în care să comunici. Da, știți, e o foarte mare diferență între a vorbi și a spune lucruri și mare comunica. Diferență între a comunica. Tu este asigur că celălalt a înțeles. Da. Și ne întâlnim ca să comunicăm și să stabilim reguli, care sunt responsabilitățile fiecăruia, care sunt lucrurile pe care familia noastră le agrează, care nu le agrează. Da? Și ce se întâmplă dacă regulile acelea nu sunt respectate? Acum nu trebuie să spunem toate consecințele lor, da. Ce se întâmplă, nu trebuie să spunem toate regulile deodată într-o întâlnire. Le luăm și noi progresiv. Una. Întâlniți în fiecare săptămână. Ne întâlnim fiecare săptămână până la urmă. Da, și stabilim lucruri. Iar asta, întâlnirea aceasta este deja un ritual. Și este un ritual care face minuni în familie. Miraculos. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim. Da. Am revenit în studio cu Andreea Olteanu, psiholog clinician, specialist și psihoterapeut. Vorbeam în pauză despre chiar o situație concretă, tot legat de jocul cu copilul, când ce facem în situația în care ajungem acasă, suntem foarte obosiți și totuși cel mic trage de noi să... Adică se bucură că nu ne-a văzut toată ziua și trage de noi să ne jucăm cu el. Ne jucăm cu el, dar nu avem starea necesară sau nu ne jucăm și atunci el va fi morocănos sau chiar va plânge. Când suntem obosiți și ajungem acasă sau atocmai am încheiat intrăm în casă discutând la telefon, am parcat mașina, vorbim la telefon și intrăm valvoltej, trebuie să conștientizăm întâi lucrul ăsta și din timp, înainte să intrăm în casă, ne dăm 10 minute cu noi înșine. Deci stăm la ușă. Da, stăm la ușă sau... Da. Ne creăm noi un mic ritual de a ne remonta până ajungem acasă, pentru că acasă este un al doilea serviciu. Da. Mult mai solicitant decât cel pe care îl avem curent și pe care, în mod curent și pe care deja avem automatisme, ele se... Da. Acasă nu începem să fie... Suntem obosiți, nu? Facem tot ceea ce trebuie. Avem toate instrumentele necesare pentru că le facem de mult timp, dar acasă totul este imprevizibil. Și avem nevoie de multe ori de mai multă energie. Deci ne detașăm întâi. Ne detașăm, nu intrăm în casă. Dacă suntem obosiți, ne detașăm, îmbrățișăm copilul sau ne luăm un timp dacă el este în camera lui, dar nu avem de unde să știm lucrul ăsta, deci cel mai bine ne luăm acele câteva minute și îi povestim. Uite, astăzi am avut o zi grea, sunt un pic obosită, uite, pot să-mi lași puțin timp, să mă odihnesc și apoi o să ne jucăm împreună. Știu că ești foarte bucuros, dar dacă i-ai promis ceva, trebuie să te ții de promisiune. Așa este. Da?
Deci copiii simt atât de... Deci nici nu contează vârsta, că au 3 ani, că au 5 ani, că au 1 an, dar dacă le îi promiți ceva și nu te ții de cuvânt... S-a pierdut relația cu tine și încrederea, de fapt, în tine. Asta e una dintre reguli. Deci am observat, deci, că nu merge chestia aia, hai că ieșim afară și îți dau o bombonică. Nu știu cum merge la alți copii, dar la al meu nu merge. Deci dacă îi promiți ceva... Dacă nu te ținu de cuvânt, el ține minte și îi spui, nu, astăzi dau mâine bombonică. Deci, a doua zi, el știe că îi promiți ceva și trebuie să-i dai. Până la vârsta de 7 ani, copilul are încredere maximă în părinții lui. Și dacă ei sunt baza, părinții sunt baza încrederii în sine, stabilitatea unui copil. După 7 ani, el deja se orientează și caută modele în exterior, ceea ce e și normal să facă. Dar dacă tu ca și părinte îi suminezi încrederea în tine, îi suminezi chiar și încrederea în el însăși. Da, da. Și nu-i mai creezi stabilitatea de care el are nevoie. Așa este. Plus că foarte multe probleme de anxietate la copii pornesc tocmai de la încrederea pe care ei o au în părinți și sunt copii care nu au, apropo de reguli, nu au reguli, nu au ritualii în familie, pentru că părinții nu s-au impus, nu trebuie să te impui cu agresivitate, ci cu fermitate și cu zâmbetul pe buză să-i delimitezi clar spațiul lui și spațiul altor lucruri la care el nu are acces pentru că este periculos sau este prematur să le utilizeze. Și copilul se simte în siguranță cu atitudinea ta, pentru că știe că el este mic, s-ar pierde pe o stradă, nu face față realității, dar se bazează că tu ești puternic, și că ești acolo, tot ești acolo pentru el și poți să-l susții. Dacă tu nu îi impui lucrurile astea și nu-i arăți cine este în raport de putere, dar puterea înțeleasă în sensul că cel care este puternic te ajută să supraviețuiești, să faci față realității, El intră într-o zonă de teamă, temeri, anxietate, somn tulburat și de multe ori nici nu, ca terapeut nici nu trebuie să lucrăm cu copilul. E suficient cu să mergem și să-i spunem, uite, ce reguli acasă? Nu prea avem reguli. Ce îndatorire are copilul? A, e mic. Niciuna. Nici măcar să strângă jucăriile, că e mic. Da? Și e suficient să impună câteva reguli, da? Să le stabilească și copilul se liniștește imediat. Chiar vreau să te întreb, cum reacționează părinții în momentul în care, nu știu, ei vin la tine la terapie și spun ceva nu e în ordine cu copilul, când de fapt nu e o problemă la părinte? Primesc, acceptă lucrul ăsta? Adică se schimbă ei? Prima regulă a terapiei cu copilul este consilierea părinților. Și chiar dacă sunt părinți cărora le este greu să accepte lucrul ăsta, în interiorul lor știu că totul pornește de la el, pentru că în relația cu copilul de când s-a născut, ei observă că copilul reacționează la starea lor interioară. Da. Și cum este părintele, așa e și copilul. Da. Până la urmă, copilul este oglinda ta. Da, copilul este clar oglinda ta. Prin ce stare trăiești tu, așa, ce stare o are și copilul în momentul respectiv. Da, copilul este foarte conectat la mamă până la vârsta de 6 ani. Și s-au făcut și cercetări în care mama era conectată la niște electrozi și înregistra emoțiile interioare. Pe un ecran în fața ei se derulau imagini cu diverse filmulețe, întâmplări de viață, ca să-i trezească diverse emoții. Iar la de 160 de kilometri, dacă mi-aduc bine aminte, poate chiar mai mult, era copilul conectat la alți electrozi care monitorizau emoțiile lui. Deci el fără să uite la... Fără să uite și nici măcar în o vecinătate apropiată a mamei. Da? Copilul a trăit aceleași emoții. Exact aceleași emoții ca ale mamei. Wow. Da. Nu se spune în psihologia clasică, dar în viziunile alternative se spune că copilul este legat printr-un cordon umbilical energetic de mamă și simte tot ce simte mama. De aceea la grupurile noastre de parenting punem atenția ca mama să fie prezentă în relația ei cu ea însăși, să-și acorde timp, pentru că noi avem și în cultura noastră trebuie să te sacrifici pentru copil. Ok, ca să te sacrifici pentru copil, dacă tu nu mai existi, nu ai cum să susții copilul. Iar punem și alt accent pe care îl punem este ca tăticul în primii 6 ani de viața al copilului să îi creeze o imagine, o stimă de sine bună mamei. Dacă vrea ca copilul să se simtă bine în relația cu el însăși, trebuie să aibă o relație bună cu mama și mama trebuie să aibă o dispoziție emoțională pozitivă.
De asta am brachion în roz, decât să născ copilul meu. Să-mi induc o stare, stare pozitivă, da. Cred că reușești. Da. Sper, nu întotdeauna, deci, mă străduiesc. Unele femei rămân după sarcină cu alte schimbă, nu știu, preferă lucruri care nu le preferau înainte, la tine s-a schimbat cromatic. Cromatica, da, da. Și dacă era băiețel tot roz. Nu știu, o să... nu știu, depinde. Vezi, mă, când o să trăiesc această experiență, o să-ți spun. Cam dat, am dat fetiță, da. Hai să mai vorbim despre atelierul Jocul, Reguli și Ritualuri. Ce învață părinții în cadrul acestui atelier? Am vorbit în pauză despre comunicarea cu copilul, da, interior, comunicarea cu ei înșiși. Primul pas pe care l-am plăcut, am plecat la acest atelier și de fapt m-au provocat participanții, a fost a intra în armonie cu noi înșine și cu copilul din interiorul nostru. În interiorul nostru există întotdeauna mai multe instanțe, mai ales când ajungem la maturitate. Este copilul care a trăit toate experiențele copilăriei și pe care îl avem, îl conținem, mereu ne dă semnale, se numește copilul interior. Apoi este adultul, când ajunge și la această instanță, devenim adulți, și mai este aceea de părinte. Și fiecare se declanșează la un anumit moment. De exemplu, sunt adulți care nu sunt părinți, deci la ei stadiul respectiv nu va exista. Da, da. Poate că nu, sau o să aibă, se declanșează la un moment dat atitudinea când paternală, când vin, nu știu, unchi, da, sau mătuși sau, da, bunici. Da, da. Există aceste instanțe. Atunci când noi lucrăm cu copiii noștri, foarte mult este importantă relația cu copilul nostru interior. Și de-a lungul vieții e important, că copilul nostru interior este fericit, nefericit, trebuie să avem grijă și de el, ca el să ne... să fie fericit și în același timp să ne mențină, să ne dea nouă energie ca și adulți. După ce avem o relație cu noi înșine și ne-am activat copilul interior, cel care e disponibil pentru joacă și care își aduce aminte ce jocuri a avut în copilărie, din experiența lui ce ar putea să facă cu copilul nostru prezent, este nevoia de comunicare. Și în primul rând este nevoia de comunicare cu noi, să vedem ce am eu nevoie, să mă înțeleg nevoile mele și să țin cont de ele ca eu să am energia necesară să fiu în relația cu copilul. Și apoi este comunicarea cu partenerul de viață. Comunicarea cu partenerul de viață, care este foarte importantă și în stabilirea unui cadru familial corespunzător, unei reguli cu copiii, valorile pe care le avem sunt foarte importante, pentru că un cuplu este foarte fericit la început, da, nu există discuții, dar copilul... Nu există copii. Nu există copii, da. Mai stresează. De multe ori și în cupluri cea mai mare dificultate este tot lipsa de comunicare, dar în general nu, că nu sunt provocări într-un cuplu atât de mari, da, decât lucrurile comune pe care le facem. Și nu am stabilit valorile noastre familiale. De multe ori sunt persoane care fac lucrul acesta, sunt persoane care nu îl fac. Nu este un lucru explicit pe care societatea să ni-l impună. Și ajungem la copil și ok, suntem de comună. Acolo avem un copil, îl crește. Dar tatălui se activează valorile din familia de bază, mamei valorile din familia de bază și fiecare își imaginează că celălalt, mai ales că au fost în armonie până acel moment, le cunoaște valorile tale. Adică partenerul meu ar trebui să viseze noaptea ce valori am eu. I-am povestit de-a lungul timpului, dar nu știu cât de explicit am fost. Și el se trezește că e uimit, că eu am niște dorințe, valori și partenerul meu altele, și de multe ori lucrurile astea îți dai seama când deja este un conflict. Și e o situație de depășit și diferența asta, divergența de opinie, poate să creeze un conflict mai mare. Așa că chiar dacă nu există conflicte, cea mai bună cale este prevenția decât intervenția, să stabilești dinainte. Întâi să fie fiecare ce își dorește și chiar dacă nu sunt comune, trebuie să ajungi la un compromis, o negociere. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim cât. Am revenit în studio cu Andreea Olteanu, psiholog clinician specialist și psihoterapeut. Vreau să te întreb cum au reacționat părinții după ce au parcurs cursul tău, ce feedback ai avut?
Au plecat acasă cu metodele învățate. Da. Eu, nu știu, cu metodele, noi le-am dat un mini-ghid așa cu exerciții, jocuri, lucruri pe care le-ar putea utiliza, poate au uitat în timpul workshop-ului anumite aspecte să treacă prin toate punctele importante, dar cu ce au plecat sigur acasă, a fost cu o relație bună cu ei înșiși, cu o comunicare bună cu partenerul, cu faptul că nu trebuie să fie perfect ca să fie părinți, că toți greșim, inclusiv cei care cunoaștem lucrurile, dar pe cei care nu le cunosc. Pentru că părinții în timpul workshop-ului au interacționat și cu ceilalți părinți, au făcut o schimb și au povestit fiecare de experiențele lui. Dar cu lucrul cel mai important care au plecat a fost cu disponibilitatea de a se juca. De a juca. Da, a fost veselă. Puteți vedea fotografiile pe pagina noastră de Facebook. Care toată lumea e veselă după ce au concurs cursul. Da, activați, a fost pe lângă lucrurile, să spun, și teoretice, dar și practice pe care le-au experimentat. Cred că au plecat foarte clar cu faptul că s-au relaxat și au văzut cât de important să aibă un timp cu ei înșiși. Da. Important să-ți acorzi ție timp ca să... Da, s-au relaxat. Și au intrat din nou în universul copilăriei, care e un univers fascinant. Este un univers fascinant. Iar copiii noștri, cum am zis la început, ne provoacă la dezvoltare. Da. Ne completează. Avem nevoie și de parteneri, dar și copiii care ne stimulează să schimbăm acele obiceiuri care... Și oricum, mai e și chitea. Ne-a fost greu să le schimbăm până acum, sau nu le-am observat că ar fi disfuncționale. Noi, cum ai spus și la începutul emisiunii, n-am avut atât de multe jucării. Eu și acum mă joc cu jucările, băiețelul meu, când văd ceva nou, mamă, puzzle-uri, abia aștept să le fac, adică mă provoacă, știi, lucruri pe care nu le-am avut. Da. Este fascinant să mergi să cumperi. Da. Sunt unele extraordinar de frumoase. Eu știi pe care să le ieși, când vezi atâtea jucării sau puzzle sau... Da, și de multe ori este să am copilul și le bagă seama că el este mai interesat de stimularea senzorială. Eu vorbesc de fetița mea la vârstele mici. Da, și se joacă cu punga de la pâine mai intens decât cu o jucărie. Și este la vârstele mici foarte mai interesată de relația cu tine ca și partener de joacă decât de jocuria în sine. Dar pe noi poate fi un stimulant ca și părinți. Că sunt colorate, sunt frumoase, n-am avut parte de ele. Ne bucurăm, ne amuzăm, așa că s-a pus și copilul. Da, că ne vede pe noi că ne amuzăm, să intre și el, ei jocul ăsta. Vreau să te întreb ce atitudine ar trebui să adopte un părinte atunci când cel mic nu-l ascultă. O, nu știu dacă te gândești tu la un anumit interval de vârstă. Da. Acum, e foarte important acel ritual, cum îți spuneam, de a stabili regulile. Acum, când nu poți să le stabilești explicit, să-i spui clar care e regula și care este pedeapsa la vârstele mici, trebuie să fii foarte ferm și să ai răbdare cu opoziția lui. Și imediat el se repoziționează când vede că părintele rămâne ferm, calm, nu agresiv. Da. Și te urmează pentru că are mare nevoie de tine. Nu ți iasă din prima. Nu ți iese din prima. Sau ca să ți iasă din prima trebuie să ai răbdare ca copilul să înțeleagă atitudinea ta. Să ai răbdare că el mai plânge și nu doar vrea să facă ce... Nu face la comandă cum vrei tu. Da, da. Iar mai târziu trebuie să ai răbdare și să-i spui regula. Dacă îl pedepsești sau are atitudine agresivă atunci când el a făcut ceva nepermis, să spun, el nu va reține că e, acum vorbesc de vârstele de după 3 ani jumate, 4 ani, că el a făcut ceva nepermis. Ci va reține că l-ai pedepsit. Da, va reține că tu ai avut o atitudine agresivă cu el. Și nu va da seama de elementul activator. Pe când dacă tu le întrebi ce calm, ce s-a întâmplat, ok, și observați ce s-a întâmplat, el va reține că acel lucru nu a fost benefic pentru el, pentru tine și rămâne activat o zonă. Ține minte că evenimentul ăla, experiența lui, nu este pozitivă. Și apoi discuta și spui, ok, eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta, trebuie să fii atent să nu faci lucrul ăsta și ăsta, că poate să declanșeze încă o dată. Și după ce ai convenit acest lucru, există, convii cu el și regula, dar în același timp și posibilitatea în care îl sancționezi. Și cum? Și o alege singur. Sunt foarte creativ. Da. Și de multe ori se autosancționează dacă ai răbdarea
să pui în aplicare lucrul ăsta și să-i discuți cu el. Și îl sancționez ferm și hotărât. Dacă pui o sancțiune și nu te simți de sancțiune, copilul o să zică ok, nu e importantă, deci fac ce vreau eu. Dacă nici important este să fii respect. Ferm constant și să eviți zonele de agresivitate verbală și fizică care se pot întâmpla oricui atunci când ești supra-solicitat, obosit și revin iar la ce spuneam, caută zona în care să te poți odihni. Simți relaxat. Da. Pe cât se poate, pe cât se poate. Da. Atunci, dacă suntem prea obosit, nici o să preia partenerul partea asta. Da, poate să fie un exemplu sau să fii ferm și să-ți delimitezi și față de copii uneori. Este ziua, ora lui mami în care mami se odihnește sau face ceva pentru ea. Dacă tu te respecti pe tine și copilul tău te va respecta pe tine, dar nu va ști că ești servitoarea care stai mereu la dispoziție sau servitorul, majordomul, ce vrei tu, da? Și va învăța mai târziu și el în relațiile cu el să-și ia pauze, să se odihnească și într-o altă relație de cuplu va ști că el trebuie să-și respecte și timpul personal în care își încarcă bateriile ca să fie prezent, vesel și la dispoziția membrilor familiei. Așa este. Respectăm și spațiul nostru. Da. În cadrul workshop-urilor, care sunt cele mai frecvente probleme pe care le ridică părinții? Adică ei vin acolo, de ce vin la workshop-ul tău? Pentru că au niște probleme de rezolvat? Sunt oameni care au nevoie sau nu au nevoie. Noi ca părinți dorim să ne îmbunătățim relația cu copiii noștri. Nu, au venit foarte multe persoane în acest workshop care nu au avut probleme semnificative și oameni care simțeau că nu pot să pună punctul pe ei în relația cu ei, parcă nu găsesc punctele de legătură. Dar din ce am observat eu, au fost oameni care nu se simțeau adecvat în situația de joc cu copilul. Iar a activa copilul interior a fost cheia. Pentru că toți știm să ne jucăm, am trecut prin lucrul ăsta, trebuie doar să ne reamintim de această etapă, să lăsăm obligațiile și responsabilitățile în pauză, puțin, o oră, și să ne acordăm timp nouă și copilului nostru. Și după ce au plecat acasă, nu știu, ți-au scris părinții că da, au mi-au spus, mi-au scris foarte multe lucruri, unele impresionante, că au funcționat, A fost un tati care mi-a zis, doamnă, deși am fost la consiliere și mi-a spus atâtea lucruri, parcă nu s-a declanșat, dar aici ziceam, o să-mi spuneți că am același lucru, dar haideți că vin. Dar în cazul, în timpul workshop-ului, alături de ceilalți părinți, acel element declanșator și a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă s-au întâmplat și a zis că e un lucru de valoare cu care l-a mers acasă, l-a aplicat și relația cu copiii s-a îmbunătățit și s-au îmbunătățit relațiile cu partenerii de viață. Și asta e o latură foarte importantă. Mai ales că au venit în cuplu la acest workshop și au avut un moment de liniște în care au putut să comunice împreună și să vadă și că ceilalți părinți sunt în aceeași situație, indiferent de cât de doritori sunt și de ocupați în timpul lor, timpul lor profesional, și că nu e o tragedie, dar trebuie să știi și să îți crezi disponibilitatea de a depăși micile dificultăți ale vieții. Nu știu dacă le recomanzi părinților asta sau ai observat tații se joacă într-un anumit fel cu copilul și mamele au asta, bine că foarte bine că mi-ai pus această întrebare, că asta a fost unul din lucrurile foarte importante ale workshop-ului și aceea că într-adevăr tații au un rol în jocul copiilor foarte clar definit și foarte important, iar mama alt rol. Noi suntem diferiți, activăm alte zone cerebrale, tatăl este cel care este mai provocativ, care are o atitudine mai fermă și a ține copilul corporal mai bine, îl ajută pe copil să-și integreze schema corporală și să dezvolte atitudinea kinestezică în raport cu mediul și îi dă mai multă încredere în sine pentru că el așa nu este atât de speriat ca mama și îl pune să experimenteze.
fiind în același timp dându-i siguranță copilului că lucrul ăla este permis pentru că el este acolo. Iar mama este cea mai empatică, mai creativă, care îi arată copilului altă dimensiune a vieții. Mai colorată, mai blândă, mai liniștită. E foarte important ca și parteneri să ne lăsăm timp special, să dăm timp celuilalt partener să fie prezent în relația cu copilul și să nu propriile jocuri. Da, și să nu monopolizăm relația. E important ca copilul să aibă un timp special cu mama, un timp special cu tata, un timp special împreună. Da. Atât cât îl găsim în contextul unei familii, dar poate face minuni. Dacă suntem foarte ocupați, cercetătorii din Anglia au descoperit că părintele ocupat, dacă petrece minim 2 ore cu copilul să se joace, în joc de un timp calitativ, așa, are un efect foarte bun. Poți să fii toată ziua cu copilul, prezent, fizic, dar absent cu mintea și legat de preocupările zilnice, neprezent în jocul lui și el să nu simtă că ești lângă el. Și poți să fii plecat, dar să-i acorzi timpul special și știe că este timpul în care tu ești acolo, ți-ai închis televizorul mobil, nu ești atent, nu te uiți la știri, ai anunțat toți membrul familiei că este timpul vostru special și pentru că petreci puțin timp, ești atent la ceea ce face copilul și lași pe el să te provoace. Și dacă sunt copii care, deși în general toți sunt foarte creativi și dormi să-ți arate ce fac ei, dacă sunt copii care nu știu să se joace, că sunt și astfel de copii care au fost neglijați mai mult timp, nu aștepta ca copilul să te provoace, ci vină tu, pregătește-te înainte, vii cu lecțiile făcute și vezi ce jocuri ai putea arăta și care ți-ar face și ție plăcere să le faci. Luăm o scurtă pauză. Am revenit în studio cu Andreea Olteanu, psiholog clinician, specialist și psihoterapeut. Pentru că mai sunt foarte puține minute până la final, o să te rog, Andreea, să le spui prietenilor noștri unde se pot înscrie la atelierul tău Jocuri, Reguli și Ritualuri, unde te pot găsi. Da, există o pagină de Facebook, ca părinți informați. Noi postăm diverse articole zilnic pentru părinți și răspundem și la întrebări dacă părinții au situații în viața lor, de criză în viața lor, da? Iar aceste ateliere sunt postate pe această pagină de Facebook. Construim și acum o pagină de internet care se numește Tot părinți informați și ne pot găsi și acolo. Sau ne pot scrie pe cabinet@olteanuarondiahu.com și le dăm informațiile necesare. Cu ce frecvență ții acest atelier? Este o lunar, este o dată pe lună. Mai avem un atelier și pentru apariția și dezvoltarea limbajului la copilul preșcolar, pentru că limbajul este funcția cognitivă care apare prima și se maturizează până în 6-7 ani și trebuie să acordăm o atenție deosebită acestei funcții, să ajutăm copiii să vorbească în timp util, să diferențieze fonomatic lucrurile ca să preîntâmpinăm dificultățile de scris, citit, de mai târziu și de o respingere a integrării în școală. Se adresează fiecare din cele două ateliere? Atelierul Jocuri, Reguli și Ritualuri se adresează părinților, dar am avut și educatoare invitate care au venit cu părinții de la grupă. Mă gândeam la vârsta copiilor, dacă există Da, iar atelierul de Jocuri, Reguli și Ritualuri este pentru părinții de la 0 până la cu copii până la 0 ani, 14 ani, iar cel cu apariția și dezvoltarea copilului la limbajul la copilul preșcolar se adresează cu părinților care au copii de la 3 ani până la 7-8 ani. Deci de la 3 ani atunci ar trebui să vedem primele semne ale limbajului și dacă se începe. De fapt, primele semne ale limbajului încep de la 9 luni, dar intervenția se face un pic mai târziu. Pe lucrurile simple, pe dislalia, pe tulburările de limbaj simple, la copilul dezvoltat, spunem noi, neurotipic, copilul normal. Dar dacă este un copil cu tulburări, tetrapareză spastică, sindrom Down, autism, intervenția se face de timpuriu. Și cu cât mai devreme, cu atât mai bine intervenția limbajului. Mulțumesc foarte mult că ai fost mulțumesc de invitație. De noi. Poate o să mai vii și cu altă ocazie, ne povestești despre atelierul, despre limbaj. Oricum, sunt foarte interesante atelierele tale și îți urez mult succes în continuare. Da, mulțumesc. La revedere! La revedere!